în fiecare an, primăvara devenim pofticioși. Vrem legume proaspete de sezon. Nu sunt prea multe, nu mai sunt nici crescute în grădina bunicilor, dar noi sperăm și dorim în continuare. Am trimis o echipă de filmare într-o piață din capitală la o întâlnire cu trufandarele. Bucurați-vă de un material savuros! Ne aflăm într-o piață agroalimentară din nordul capitalei și ne dorim să aflăm ce preferințe au românii în materie de verdețuri. De asemenea este și post, iar tarabele sunt pline de urzici, salată, dar și leurdă. Haideți să aflăm împreună cu ce se răsfață românii și cât sunt dispuși să scoată din buzunar pentru delicatesele de sezon. Mai întâi a început alergătura printre trufandale. Frumoase, verzi, bine udate. Spanac, ceapă cu salată, lobodă vineție, leuștean și mărar. Plus, o cantitate uriașă de ridichii. Ce nu am înțeles, nici noi în redacție și nici colegii din teren, de ce toate prospăturile, chiar de la precupezi diferiți, erau legate cu același tip de ață. După nelămurirea asta, am aflat totuși de unde știu clienții prețurile la zarzavaturile de sezon. A și spus la televizor că e foarte scumpe legumele în primăvara asta. Dar ce să facem? Mergem înainte dacă suntem un pic sănătoși și... Sunteți tineri? Curaj, nu? Asta-i. În timp ce echipa de filmare căuta imagini elocvente, la un moment dat identifică doi tineri corporatiști cu chef de vorbă și mai ales în căutarea alintului cu verzituri de sezon. Cu ce vă răsfătați în perioada aceasta de primăvară? Mere, roșii, castraveți, legume. Dar de sezon, salate, urzici? Și salate, urzici, nu prea. De ce? Că urzică. Nu, urzici nu. Exact. Urzicile pișcă. Pișcă pe toată lumea, de la vlădică până la opincă. Pentru finalul glorios am păstrat un domn, un respondent interesat și să iasă filmarea bine, dar și de clorofila proaspătă. Ai lumină, ai baterie, ai tot ce trebuie. Gata? Da. În perioada aceasta, ce fel de legume preferați? Acum, sigur, o să fac plăcere producătorilor autohtoni și o să spun că cele care sunt din grădinile noastre. Sigur, cele care sunt verzi, în principal, urzicile, spanacul, clorofilă, pentru că, până la urmă, sunt autentice. Și dacă nu, roșiile, ardei, castraveți, adică legumele în general, pentru că probabil că primăvara există o garanție în plus că ele să fie autentice. În rest, suntem bombardați tot timpul anului.